Colegiul Național Simeon Bănuțiu din Șimneu-Silvanie este, începând cu anul 2020, coordonatorul unui proiect de parteneriat strategic Erasmus Plus Păsări pe cerul Europei. Proiectul se apropie de final, prilej cu care va fi organizată, la data de 31 martie 2023, o conferință cu participare internațională, unde va fi lansat și distribuit produsul final al proiectului. Produsul final constă într-un generos atlas ornitologic de 726 de pagini, bogat ilustrat cu material fotografic. Conferința se va desfășura la Sala Transilvania din Zalău și implică participarea partenerilor internaționali, numai puțin de șapte școli din țări, precum Portugalia, Turcia, Lituania, Italia, Grecia și Polonia. Sunt invitați să participe la acest eveniment cadre didactice care predau științele naturii, factor de decizie din domeniul educației, personalul de conducere al unităților de învățământ din județ persoane care activează în diferite organizații de protecție a mediului și nu în ultimul rând pasionații de natură care vor găsi în materialele distribuite informații relevante despre zburătoarele care ne înconjoară și despre frumusețea acestora pe cerul de deasupra noastră. Zalăul este așadar prin grija Colegiului Național Simion Bănuțiu din Șimneu Silvaniei și a partenerilor săi gazda unui eveniment extrem de important pentru educație și cultură, lansarea Atlasului Ornitologic.